Ce cutie Începutul. Bună seara și bine ați revenit, Codrea, la Prof Online cu probleme de matematică la geometrie. Băi, te-ai înțeles cu drag, dar ai zis-o cu gura plină, știi, adică din suflet. Pentru că chiar acum ai venit cu drag, cum n-am te-am văzut de multă vreme, datorită faptului că ai primit nota aceea frumoasă la matematică. La algebră. Hai și la geometrie acum, pornim. Hai, nouă și la geometrie. Gata. Fie ABCD un dreptunghi. Deci în ipoteză. 20 de la pagina 118. A, B, C, D. Dar nu, că de la 120 până la 17. Întâi 118 am făcut. Gata, nu are importanță, le facem pe toate. ABCD un dreptunghi. ABCD un dreptunghi, unde ea aparține lui AD. Aparține lui AD. Astfel încât CE este bisectoarea exterioară a unghiului exterior. CE. Da, bisectoarea exterioară a unghiului exterior din C. Din C. Nu nimic. Al triunghiului ABC. Pentru triunghiul ABC. A, B, C. Fie G mijlocul segmentului EC. G aparține lui EC, dar nu oricum. Da, pe mijloc. Așa încât EG să fie congruent cu GC. Și F aparține lui BC. F aparține lui BC pe interior, astfel BC. Încât, da, BC. Da. Pe interior, astfel încât EF paralel cu AC. EF paralel cu AC. EF paralel cu AC. Arătați că A mic e N perpendicular pe AC. E N perpendicular pe AC. Unde N este egal cu, e obținut din intersecția lui DC cu AG. N e mulțimea formată din punctul N, e egal cu DC intersectat cu DC intersectat cu AG. AG. Și la B să arătăm că ACFE ROM. ROM. Așa, un dreptunghi. Să facem pe un dreptunghi. Vedem dacă mai știm teoria de la dreptunghi. Da. Când am zis dreptunghi. Care două latură mare, două câte două. Paralogram cu unghiul. Da. Adică toate proprietățile la paralogram, toate care le știam și care erau proprietățile, când tot veni vorba. Diagonalele se înjumătățesc, două laturi sunt, nu, toate laturile sunt paralele și congruente. Două câte două. Două câte două, da. Laturile opuse paralele și congruente. Două câte două. După aia, două unghiuri alăturate fac împreună 180, două unghiuri opuse. Unghiurile opuse sunt congruente, două câte două. Așa. Cam astea erau acolo, la paralogram, da? Da. Când ne-am dus la dreptunghi, toate proprietățile de la paralogram se preiau. Dreptunghiul este ce este paralogramul cu unghi drept. Și acum diagonale sunt și congruente. Da? Diagonale sunt și congruente. Hai să zicem ABCD. Cum notați? Vă place mai de sus așa ABCD sau de jos? De cum rezumăm A, B, C, D. Iar E aparține lui AD. E aparține lui AD pe ABCD. Așa încât E, C. Așa că ce e? Ce e să fie bisectarea exterioară din C? Unghiul exterior din C pentru triunghiul ABC. Pentru triunghiul care e ABC. A, B, C. Ia să duc triunghiul. Am luat mai întâi triunghiul ABC. Da. Le iau deoparte, ca să înțeleg bine problema. ABC.
triunghiul ABC, unghiul C de aici, pot vorbi de câte unghiuri din C? Pot vorbi de 1, 2, 3, 4. Unghiul din C al triunghiului ABC, iar ăsta de aici pare, este unghiul exterior. Da? Deci când vorbesc de triunghiul ABC și unghiul exterior lui C, este vorba de unghiul... Gata, am înțeles. De aici, da? Unghiul exterior. Poate să fie și ăsta de aici. Tot unghiul exterior. Da? Deci sunt astea două unghiuri exterioare, dar nu unghiuri opuse la vârstă, da? Da. Deci ce aici e problema? Ce e? Ce este bisectoarea unghiului exterior din C pentru triunghiul ABC. Bisectoarea interioară este asta. Este bisectoarea exterioară a unghiului exterior din C. Și exterioară e aia de... Deci bisectoarea interioară este asta, da, al unghiului C. Iar bisectoarea exterioară, adică asta, bisectoarea exterioară a unghiului exterior. Puteți fi pe adu. Asta este bisectoarea, da? Ele, cele două bisectoare, sunt perpendiculare. Dar spune că trebuie să o tai pe AD în interior? Da, zice că E aparține lui AD. Adică e așa, da, așa. Așa spune pe AD, așa? Da. Nu prea sunt încât AD felul care spune așa. Că mie îmi iese că o taie cineva pe AD în exterior. Dar poate au greșit. Știți că e mai ca greșit. Da, mai citim o dată problema. Da, domnul profesor, ia uitați-vă, dar așa arată acum, hai că s-a întâmplat și mie dată să greșesc, așa că vă arăt. Fie ABC de un drept unghi. Și e un punct pe AD, astfel încât CE este bisectoarea exterioară, bisectoarea exterioară a unghiului exterior. Bisectoarea exterioară este bisectoarea exterioară a unghiului exterior. Da, cred că așa e cum ziceți dumneavoastră. Nu cred că e pe interiorul lor, cred că e pe adul. Că nu prea are. Eu joc aici de cuvinte care nu îmi place deloc. Deci am vorbit ce înseamnă bisectoarea exterioară, bisectoarea exterioară unui unghi. Deci bisectoarea interioară, bisectoarea exterioară. Lasă și mă uit, văd cum au dat. Dacă au figură. Da. Uite-te pe acolo, îți vezi dacă au figură, ca să înțelegi din figură. Ce e bisectoarea exterioară a unghiului exterior. Bisectoarea unghiului exterior din ce? Ar fi trebuit să spun pe unghiul exterior. Deci mă... Unul, 2.6. Uite, dar tot așa, cine găsește mai repede. Să vedem cum descifrăm că acest exterior, exterior... Da, uitați cum am făcut. Da, așa e, așa e, cum a dat una, e undeva sus, pe AD. Așa, nu, n-avea. Așa a dat-o, da. Da? Da, da. Deci, haideți să vedem. E sus, dă-ul la jumătate. Uitați așa, faci. Dă-ul la jumătate. Deci e greșeală că aparține, da. Ea aparține lui AD. Ea aparține dreptei AD. Exact, fără interior. Fără interior, da. Aceste paranteze și atunci e bine. Deci, vedeți, triunghiul ACB, pentru unghiul acesta ducem bisectoarea interioară asta. Da? Bisectoarea interioară ce face parte unghiul, două unghiuri congruente. Dar există și unghiul ăsta exterior. Ăsta este unghiul exterior. Eu, pentru celălalt unghiul, nu? Da? Și bisectoarele sunt perpendiculare aici. A, așa, da. Ca să pot duce mai corect bisectoarea. Deci am dus și bisectoarea care am dus-o pe bisectoarea interioară și iată este punctul acesta în care întâlnește pe AD.
Atunci și la G este greșit, că G aparține interiorului lui E, că domnul profesor, spuneți tot pe dreapta, e G. G aparține lui E, că... Da, G, da, nu, E pe dreapta asta, da. E că pe segmentul ăsta. Da, da, da. E bine. Da. Și spune că G acesta e la centru, da? În mijloc. Da. Așa îmi zice, da? Da, 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 da. E. G aici. Da. F pe BC. F-ul e sus undeva. F aparține BC, așa încât e F paralel cu AC. Da, nu mai este pe BC la, acolo unde zice. Paralelă cu AC. F. Faceți un paralelogram, A, F, E. Faceți un paralelogram. Deci prin AC, F, E, paralel. Prin E trebuie să duc o paralelă. Da, la AC. Prin E duc o paralelă la AC și iată că eu intru într-un... Facem paralelogram acolo. Dar cu cine se întâlnește? Se întâlnește cu B, C, F, e coliniară aici. B, C, F. A, pe B, C o întâlnește. Da, da, da. Dar nu mai reușesc să duc, atunci fac, refac. Și este un paralelogram. Prin C, U, E, O, A, C, E. Aici nu ți-e clar, nu? Hai să mai insistăm. Bă, nimic, hai să facem figura și... Reiau încă o dată. Nu, reiau de la început, trebuie înțeleasă. Dar s-aude tu ușa, ce s-a întâmplat? Nu, nu s-aude. Nu? Nu, nu. Așa, ca să... Deci, reiau problema. Să dă un dreptunghi. A, B, C, D. AC. Triunghiul, vorbesc de triunghiul ABC, da? Și am dus diagonală. ABC. În orice triunghi sunt unghiurile unghiul A, unghiul B și unghiul C. Așa sunt triunghi dreptunghic în B. De ce e dreptunghic în B? Pentru că este un unghiul, un unghi din dreptunghi. Pot duce bisectoarea lui A. Bisectoarea interioară a lui A. Asta este o bisectoare interioară. Pentru că treacă din A și împarte unghiul ăsta în două. Dar putem vorbi și de o bisectoare exterioară în A. Ce înseamnă? Unghiul acesta, dacă prelungesc, uite așa, miruna, unghiul de aici și cu care unghi și cu unghiul ăsta de aici se numesc, ăsta e unghi exterior. Pentru că e format de prelungire latură AC și cu AB. Deci, ăsta e unghiul interior pentru triunghi, da. Și ăsta latură e socotit așa, unghi exterior. Și acestui unghi pot duce bisectoarea. Ca orice unghi, împărțim în două. Da? Și totdeauna, cele două bisectoare, adică bisectoarea unghiului interior și cu asta care o duc acum, sunt perpendiculare. Pentru că împreună unghiul este cât face? Nu pot lua așa unghiul ăsta, dacă e asta. 180. Nu? Da. 180. Și asta e jumătate și asta e jumătate. Jumătate într-o parte, jumătate de aici și fac astea 90. Și celălalt se fac tot 90. Deci ele sunt perpendiculare. Da. Încă o dată, ca să înțelegeți. Deci am zis că când am dus-o pe asta, unghiul ăsta tot a fost împărțit în două. Ăsta tot de aici, iar și împărțit în două. Cum ăsta tot și cu ăsta tot făceau 180, jumătăților, adică ăsta de aici și cu ăsta de aici, fac 90. Și de aceea, totdeauna, bisectoarea interioară și bisectoarea exterioară sunt perpendiculare, tot timpul. Da, și unde că eu... Lasă, că am lucrat în A, ca să mă repet în punctul C să mă duc. Deci, deocamdată, am lucrat pe punctul A din nevoia de a repeta și în punctul C, definitiv să rămân acolo, situația. Așadar, aici a fost A. Triunghiul ABC, Adi, triunghiul ABC, da, are vârfurile A, B, B și C. Am un unghi în C, unghiul ăsta format. Nu știu de că e 45. Ar fi de 45 numai dacă AB ar fi cât BC. Da, nu spune că e dreptunghi și... Și isoscel nu mi-a spus.
e dreptunghi și atunci diagonala e bisectoare? Nu e adevărat. Deci, nu, numai în pătrat se întâmplă asta. Da? Mai împătrat, atenție, nu rămâne cu informații. Vreau să învăța cu pătratul, vedeți? Dar, Miruna, nici nu poate să fie. Ochiul tău spune că latura asta nu e cât asta. Ca să fie 45, 45, să trânghi, să fie de trânghi, să ce. Asta înseamnă că trebuie să fie egal. Nu mai împătrat. De acord? Bun. Ei, prelungind latura asta, AC, și cu latura CB, ăstea două, formează un unghi, care este unghi exterior. Da. Triunghiul ABC. Dar două unghiuri exteriore, sigur că da. Puteam să mă duc foarte bine și în ce variantă? Așa nu este unghi exterior. Este unghiul ăsta și cu ăsta opuse. Ăsta tot așa exterior. Văzut, da? Deci, tu spui, de ce nu m-aș fi, de ce am dus-o pe AC? Și n-am dus-o pe BC în prelungire. Răspunsul? Sigur că îl puteam duce și pe asta. Deci unghiul de ăsta de aici cu ăsta de aici sunt unghiuri exterioare, sunt congruente, sunt opuse la vârf, nu cape discuții. Deci ori mă opresc la unghiul ăsta, ori mă opresc la unghiul celălalt, ele sunt unghiuri exterioare unghiului, exterioare triunghiului ABC în punctul C. Adică mai urmărim? Nu, ai părăsit problema. Entuziasmul ți-a dispărut. Ce nu ți este clar? Mă uitam aici la figură. A, așa. Și ce am făcut eu? Ca să duc bisectoarea asta cu multă precizie, cel mai bine ar fi fost să măsor cu raportorul, să văd acolo, bisectoarea unui unghi, am știut noi cum să duce cu compasul, am vorbit de asta. Dar acum, în clipa asta, am ales varianta să duc bisectoarea interioară și să o duc perpendiculară pe ea. Și iată o prelungită, taie pe AD, deci o taie pe AD în ce punct, ați spus? În punctul E. Deci, unghiul ăla exterior, așa. Deci, în bisectoarea unghiului exterior. Așa. Ea e unică, bisectoarea unghiului exterior e unică, o prelungesc până îmi tai pe AD în punctul E. Deci o tai pe AD în punctul E. Aici nu putem vedea cu degradare. Cine? Unghiul ăsta? Da. Îl măsori. Pui raportorul. Uite, am să te arăt eu. Uite, pun raportorul așa. Nu? Deci pui raportorul cu liniuța asta chiar în mijloc. Și nu, măsori, spune. Care unghiul ăsta? 120 la mine. 125. Ah, ne ducem la celălalt, să înțeleg. Păi duci la celălalt sau duci la altă, tot aceeași poveste este. Cum duci la celălalt? Acela, păi tot așa fac. Măsor. Cât are? Tot 120 trebuie să aibă, nu? Dar ca să măsor să fie în... Uite așa. Chiar cu vârful acolo. Cu asta cu 0. Și vedem 125. 125. Ideți pe exterior, nu? Cu plecare la 0 până la 125. La 60 am pus-o liniuță la 60, să zicem așa. Și acum îl duc. Unesc pe C cu liniuța aceea. Am un segment, îl prelungesc până îmi taie pe AD în punctul E. Deci, încă o dată. Am fixat fie așa pe latura asta îl fixez, fie pe latura asta, depinde cum am raportorul, cum notez acolo. Dar aveți două notații, și pe interior și pe exterior. Adică oricum ați face-o, aveți un zero acolo și veți vedea exact
Bineînțeles că așa trebuie făcut, da? Pus în felul ăsta. Ca arcul să fie măsurat pe partea asta, nu pe partea cealaltă. Și de la 0 până la 120, am văzut, împărțit în 260 și până urmează și până taie, taie în punctul acela. Nu? E bine? Da. E făcut, da? Și taie în punctul E. Și se duce o paralelă prin E la C. Prin E, ducem o paralelă, da, prin E, o paralelă la AC. Deci mă uit la AC, printr-un punct exterior unei drepte, se duce o singură paralelă la acea dreaptă. Iată, notez punctul acela obținut, parcă cu G. G aparține lui EC. A, îi iau pe eu, este mijlocul, da. Și F aparține lui BC, pe dreapta BC, dar în fără, uite așa trebuie să zic, EF e paralel cu AC. Ăsta e punctul F. E nu e perpendicular pe AC, unde nu e de ce intersectat cu AG. Da, unii nu. Acum, vă zici, unii nu. Intersecția lui DG cu AG. DG cu AG. DG, adic, cu AG. Uite. DG cu AG sunt intersectează în punctul N. Așa zice, nu? DG cu AG se intersează în punctul N. Și trebuie să arătăm că N e perpendicular pe AC. N. Dacă aș prelungi o, N e perpendicular pe AC. Să desfacem ipoteza. Așa. Sigur, deocamdată n-am înțeles nici problema. Haideți să vă spun de ce, dar n-am înțeles conținutul problemei. Insist. Să dă un dreptunghi ABCD. Nu degeaba. Unghiurile toate sunt din 90 de grade, da? Da. Diagonalele se înjumătățesc, sunt congruente diagonalele. După care am dus bisectoarea unghiului exterior. E foarte important să am în vedere că ce e este bisectoarea unghiului ACF. Corect. Deci, practic, unghiul ăla din ce, C1 cu C2, cum să punem, domnule? Deci, A, ce e, hai să zicem așa, ăsta așa, să-l marcăm da, cu culori. Culori, da. Deci, unghiul ăsta, da, este cât ăsta. Corect. Dar e bisectoare, ce e? Fiindcă ce e este bisectoare. Care? Ce e este bisectoare da, unghiul A, C, F. Deci, practic, unghiul ăla... Noi am dus pe asta, dar și ca și cum am dus aici. Corect. Eu mă duc acum în probleme în interior. Corect. Nu pierd timpul pe afară. Deci, a fost dreptunghiul. Am dus bisectoarea. S-a întâlnit în punctul E. Prin E am dus paralel la AC. O primă chestiune care îmi place foarte tare. Știu că AC e paralelă cu EF, că așa am dus-o eu. Asta e paralelă cu asta. Mi-și zice problema, domnul profesor, că EF e paralelul cu AC. Păi, asta e din ipoteză. Da, din ipoteză, corect. Deci dacă asta e paralelul cu asta, dacă și ăstea două ar fi ED paralelă cu FC, visez acum. EA. Dacă ar fi EA cu F
cu F, C paralele, gata, atunci figura E, F, C, A ar fi paralelogram. Și iată, într-un paralelogram, un moment fericit, când una din diagonale e C, este și bisectoare. În ce figură se întâmplă? În romb. Da? E romb. Numai atunci bisectoarea... Apoi și asta trebuie să facă... La B, da, asta trebuie să facă. Bun. Și dacă e romb, ce mai știu că într-un romb ce se întâmplă? Că diagonalele sunt perpendiculare. Oaie, ia, foarte tare. Și iată-mă pe mine în triunghiul EAC. Nu e centru de grup. Nu. Am zis că fac chestia fără tine. Am tăcut, dar nu. Da. E nici centru de greu. Am aflat. Să vedem. În triunghiul A, E, A, C. Eu trebuie să arăt că E, N, E, N. Trebuie să arăt că E, N e perpendicular pe AC. Da. Adică într-un triunghi, plec din vârful E și duc prin N o dreaptă și ea, prin nu trecând, n-are altceva să facă decât să fie perpendiculară. Și ca să fie perpendiculară, înseamnă că e trebuie să fie înălțime. Ori, e nu devine înălțime dacă trece prin n ăsta care să fie intersecția celorlalte două înălțimi. Nu se joace lor de într-un centru. Și oare este intersecția celorlalte două înălțimi? Ar trebui să mă interesez dacă înălțimea plecând din C pe ea... Da? Dacă e prin N trecând, pică perpendicular pe el, e A. E, F, C, E, Isos, Cer. E? F, C, E, Isos, Cer. F, C? E, Isos, Cer. Este Isos, Cer. Din ce motiv? Pentru că F e paralel cu A, B. Nu, F e paralel cu A, C și noi se canta E, C și avem unghiul F, E, C cu E, C, A. Poate și unghiul E, C, A era congruent cu E, C, F. Deci, unghiul E, C, A, da. E congruent cu E, C, F. E, C, A cu E, C, F. Și F e paralel cu A, C. Deci, cu secanta E, C. E, F, paralel cu A, C. Și secanta E, F. Da. Și rezultă unghiul F, E, C, congruent cu unghiul E, C, A. Ăla de acolo, după. Fec, C. C, ăsta de aici. Deci, triunghiul F, C, E, C, E, C, A. Cu E, C, A, da, astea două componente, da. Deci ca fiind alterne interne, frumos ai fost asta, da, și ăsta, adică, păi dar n-am vorbit că e romb, am zis că e romb. Ai zis că e romb. Paralelogramul cu două... Cu laturile două laturi. În care, paralelogramul care diagonala este bisectoare, paralelogramul care diagonala este bisectoare este romb. Romb. Nu? Și cu două... Sunt o diagonală este bisectoare, paralelogramul cu două laturi alăturate, convenite... Și este motiv pentru care romb este acum în care l-a văzut tu. Da. Unghiul ăsta fiind cu ăsta. Da. Astea două unghiuri, asta cu asta și astea două între ele, triunghiul este isoscel, adică F, E este cât F, C. În concluzie, într-un paralelogram, despre care am vorbit, că e paralelogram, două laturi alăturate sunt congruente, figura este romb. Și i-am demonstrat punctul B și la punctul A, ce sunt pe aici? E nu perpendicular pe AC. Și noi eram la triunghiul E, A, C. Aveți voi două înălțimi? Da. Care? A, G și... Dacă... A, G, de unde știți că e înălțime? Păi, deoarece triunghiul e A, C, e triunghiul... Pentru că E, C este diagonală în F, A, C, care e romb. E, C este diagonală, așa, și cum punem pe A cu mijloc... Da, și diagonalele într-un romb sunt... Dar asta nu s-a dus până la capăt, până în F. Și numai unit pe vârful cu mijlocul. Și cum... Mediană. În mod sigur, dacă ar duce pe... Iată, ar fi celuș așa. Sigur. Să se arate că punctele A, G, F sunt colniate. Normal. Se duce perfect. Și atunci, ca în calitate diagonală, și sunt și perpendiculare, și ăsta e motiv pentru care A, G, e perpendicular pe E, C. Alte perpendiculare mai aveți? Care e a doua?
A doua este d dc pe cd pe ea. De unde știi că cd pe? Deoarece cd ab e dreptunghi. Da? Și avem noi diverse. Și a treia va fi tot înălțime. Obligatoriu înălțime. E frumos să mai zic. Ne uităm cu atenție și vedem că am urmărit o strategie. Corect. Deci, în momentul în care scriam problema și îmi cerea... Nu, nu cumpăr. Da. Nu e problemă. Atenție. Când autorul îmi dădea informații despre problemă, îmi indica ipoteza, eu eram foarte atent, nu mi-am imaginat prea bine figura, ca să văd că am avut greutăți. Dar când mi-a spus la un moment dat să se arate că e noi pe pecnor, pe AC, unde e noi acolo, a zis că trebuie să fim ortocentru. Mm-hmm. Trebuie să fie în ortocentru. Vedeți? Deci eu fără să... numai când scriam aici, merg pe calitatea, nu ortocentru. Și când am văzut aici în problemă, da, gata, ce D este, normal, fiindcă este latura din dreptunghi, deci unde este 90 grade. Da. Și acum mă întrebam dacă AG este. Și la AG, mă uitam, stai o secundă, G este la mijloc. Și acum am luat pe alte idei. Mă gândeam că într-un triunghi dreptunghi mediană, nu știu ce, acolo, ceva cu jumătate din ipotenuză, vream altceva. Dar, îndată, am insistat, păi, perpendicular. Și iată e ce este o diagonală, o diagonală care e și bisectoare, numai în rom se întâmplă asta. Uh-huh. Și Miruna a și demonstrat că fiind un parogram, calitatea ei de bisectoare face ca asta să fie egală cu asta și atunci parogramul acela este chiar rom. Ea a demonstrat. Eu spuneam ca teorie că într-un rom care se întâmplă ca bisectoarea, diagonala să fie bisectoare, este patrulatelul acela este rom, parogramul acela este rom, ea a demonstrat că așa este. Redactăm. Pornim la treabă. Nu? Redactează, vezi că... Nu redactăm, nu, Mirna, redactează cu domnul profesor, ca să te înveți. Mergem, poate să meargă și înainte și să urmăiască ce facem noi pe tabla. Anca, mă ajuți. Deci, mai întâi demonstrăm că a căfă e rom. Da. Așa o face. Și avem deja că a căfă e fost în paralele. Sigur că da. Deci demonstrați. A căfă paralelă cu E, F, din ipoteză. Și mai avem de demonstrat că E, A cu F, C. E, A să fie paralelă cu F, C. Și pentru că F... Păi să luăm secanta E, C. O secundă, Adi, de ce să luăm? Noi trebuie să arătăm că astea sunt paralele, da? Astea trebuie să arătăm că sunt paralele. Dar ele, ce sunt? De unde vine asta? De unde vin? De la D. Și cu B, ce împrelungi? De la dreptunghi. Da, sunt împrelungire de la laturile dreptunghiului. Și cum sunt laturile dreptunghiului? Paralele. Deci spune A, D, E. Scrim. Coliniare. Mai întâi spune așa. A, B, C, D. Dreptunghi. Rezultă că AD paralelă cu BC. Și dedesubt spunem A liniuță D liniuță E și B liniuță C liniuță F. Da? Da. Deci am spus că astea două sunt paralele și punctele sunt coliniare, rezultă de aici, acolo, din cele... Trei. Iruna, te rog să te urmărești aici ce facem noi. Deci cum AD paralel cu BC și am ADE și BCF, rezultă din acestea că... A e paralelă cu FC. Adaug că A e paralelă cu FC. Și așa. O pun dedesubt și pe cealaltă care am scris. A C paralelă cu EF. Cu EF. Și rezultă din cele două că A C e F rom. Nu-i. Nu paralelogram. Așa, pe laturile opuse în paralel două câte două. A, C, E, F, paralelogram.
ATF, parogram. Și cum... Avem o PEC... Bisectoare. Bisectoare, da. E ce? Nu e ce. Ce e? Ce e? Așa zice. Ce e bisectoarea unghiului? Bisectoarea unghiului... F-A... Nu. F-C-A. Da. Așa, bisectoarea unghiului. F-C-A. Din cele două, adică o diagonală bisectoare într-un paralelogram, rezultă că figura luată în discuție AC... AC... AC-F. AC-F. E... Este romb. Da, romb. Și de aici rezultă că diagonală într-un romb, adică AF... Sunt perpendiculare. AF perpendiculară pe... Pe D... Nu, pe AB. AF perpendiculară pe... AF. Pe... Ori pe A... Pe E... Pe A E sau pe AB? Păi băi, dacă vorbim din paragramul E, A, C... AB... AG perpendiculară pe EG, nu? A... EF am zis-o. A, EF perpendiculară pe EG. A, EF perpendiculară pe EG. Adică, dacă vorbim din rombul E, A, C, F, diagonale, adică E, C, da. Și A, EF sunt perpendiculare. Da. A, EF intre. Perpendiculare pe E, C. Pe E, C, corect. Iar A, EF intersectează A, EF, intersectează diagonala cealaltă pe E, C. Egal cum cu G. Sigur. Sunt și jumătățesc din paralelogram. Bun. Și de aici înseamnă că AG am așa. În triunghiul. Deci în triunghiul A ce e? A ce e? Avem. În A că e avem AG. AG perpendiculară pe EC. Așa. EC. Ce D. Perpendiculară pe E. Ce D intersectează AG. Ce D intersectează AG. Egal mulțimea formată din punctul N. Nu. Rezultă din asta 3 că N ortocentru. Uh-huh. N ortocentru. Rezultă că IN e și a înălțimii. IN perpendiculară pe AC. Se nu a probleme. IN perpendiculară pe AC. Ai două întrebări. Asta îmi place. Este pentru prima dată. Atenție! E prima dată când Anca spune are două întrebări. Este superb asta. Este un lucru care l-am așteptat încă de un an de zile. Deci, dacă l-am prelungit pe EN, se cade pe AB. Pe EN, ca să cade pe AC. Pe pagina 127. Pe AB, dacă aș prelungi eu așa. Să o intersecteze. Da. Da. Ar mai fi perpendiculară pe AB? Uite la pagina 119. Ea nu poate să fie perpendiculară și pe AC și pe AB. Nu se poate încă, pentru că dacă ar fi pe perpendiculară și pe AB, ar trebui AB să fie paralelă cu AC. Da? Noi am arătat că e perpendiculară pe AC. Atenție, am arătat că e perpendiculară pe AC din cauza calității acesteia alunări. Ca să fie și pe AB perpendiculare, ar trebui ca AC și cu dreapta la care ea e perpendiculară pe AC și pe toate pe paralele. Și pe toate paralele la AC. Dar AB nu-i paralelă, ea se intersectează cu aceea în punctul A. Nu mai poate fi perpendiculară. Da? A doua? Puteam să rezolvăm problema începând de la punctul A. Adică să arătăm mai întâi că e nu-i perpendiculară pe AC? Că noi ce-am reușit să arătăm mai întâi că e romb, nu? Da. Nu. Autorul aici a dat-o așa, da? Eu fără să am că AG e perpendiculară pe EC, informația asta n-aș fi putut face problema.
Deci autorul trebuia să le dea ordinea invers. Da? Dar nu are importanță. A greșit el de a dat în ordinea asta, noi suntem încântați că a făcut problema. Corect. Dar întrebările tale sunt pertinente, sunt foarte tare. Asta nu atât de tare cu paralelismul, dar cealaltă că puteam să le facem ordine inversă, adică să respectăm așa, să respectăm punctul A, fără să-l facem punctul B. Dar cred că nici nu contează, domn profesor. Important este să rezolvăm problema. Nu, nu contează. Dar ea se întreba, are exista și soluție independentă? Deci asta a fost întrebarea ea spusă. Adică dacă eu aș fi putut face să arăt că N e perpendicular pe AC, fără să știu că figura e romb acolo. Numai vezi tu că N e vorba din vârful E care trece prin N. Deci despre N trebuie să am informația că e ortocentru. Da. Adică îmi trebuia AG perpendicular pe EC. Fără să am asta, nu pot mișca problema. Că CD este perpendicular, ușor de văzut. Dar fără ca să am informația că figura asta este romb, nu pot face problema. De aceea, da, așa trebuie făcut. Am o întrebare. Cu un H dau ei că se poate întâi punctul A. Cum? Cu un H? Cu un H. Cun eu. Nu, nu. Îl zice ABCD dreptunghi, rezultă că AD paralelul cu BC. AD paralelul cu BC. Ce e bisectoarea unghiului ACF? Rezultă că unghiurile la două sunt congruente. Da. Așteaptă puțin. Asta să vedem, să vedem. Și cum zici, Miruna, unghiurile la alterne interne ECF congruent cu CEA. Da. Da. Rezultă că unghiul AC e congruent cu unghiul AEC. Așa. Și atunci ăla e isoscel, cum a zis Miruna. Da. Ăla e isoscel. Dacă ăla este isoscel, rezultă că AE e congruent cu AC. A, deci el vede așa. E AC, e AC isoscel. E AC isoscel. Da. Hai să ne oprim aici. Îmi place ideea asta, autorul. Deci autorul spune așa. În momentul în care am dus bisectoarea asta, și ăsta fiind paralele, Miruna, unghiul ăsta de aici e cât ăsta de aici? Alterni interne. Ca fiind alterni interne. A, și da? Ea că e... Dar acum ăsta e cât ăsta, deci ăsta între ele, îl face pe triunghiul EAC să fie ce fel de triunghi? EAC trebuie să fie isoscel. Și unind vârful cu, într-un triunghi isoscel, mediana... Este și mediatoare și bisectoare. Și atunci A, G... Care e mediană, N, și... Este și înălțime. Da. Da. Este o idee frumoasă și asta, deci nu le luăm. Da. Deci noi trebuie să fim, receptivi la tot ce putem prinde ca idee. Deci la întrebarea ta, se putea face răspunsul? Da. Te-am văzut eu. Știi ce să mă spun așa? Mediana e și înălțime, corect. Deci mediana e și înălțime și atunci ia-te-o pe AG înălțime. Mie trebuie AG înălțime. Dar eu am văzut-o că e înălțime ca urmare a faptului că e romb. Da. Da? A, dar mediana e înălțime în ce triunghi? În isoscel, corect. În triunghi isoscel, da. Corect. Un triunghi isoscel și mediana e înălțime. Corect. Atunci autorul s-a spus chestia asta. Da, corect. Soluția lui, asta a fost și eu... Foarte mulțumesc că ai insistat pe treaba asta. Că eu aveam de gând să spun că nu așa se vede cu paralelogramul. Greșit. Se poate vedea și prin varianta asta pe care o văd autorul. Cu cât mai multe soluții, discuția mai largă, cu atât mai bine. Da, foarte frumoasă problemele. Da. ABC de pătrat. Ce problemă e? Problema 12 de 819. Da. 12. Fie ăla cu isoscel, ieșea repede, așa cum... Noi am, însă, prin soluția noastră, am rezolvat amândouă propunctele. Exact. Da? Deci asta a fost câștigul nostru. Deci să găsesc mai multe soluții la un problemă. Am o întrebare aici. Deci dacă noi aveam EA, CF, și aveam EA congruent cu CF, și EF congruent cu AC, puteam să ne ajustăm de calogram prin direct electron? Păi nu știm asta, că într-un... Când am de a face cu un paralelogram? Un paralelogram am, când laturile opuse sunt congruente de două cu de două. Și tu asta mi-ai spus, dacă laturile opuse sunt congruente. Că EA e cât AC și EF e cât cu C. Două laturi alăturate congruente, da? Da. Da. Dacă dăteai că întâi fii paralelogram, nu. După aceea? Nu. Ca să dovedesc. Figura nu este. O astfel de figură nu-i romb. Avem un curat de probleme de mixare. Așa. Domnul profesor? Da.
A lăsat sticlele astea de suc aici după... Mulțumesc frumos, mulțumesc frumos, da. Ce emoție vă este cu asta. Atenție. Mai lumea m-a întrebat așa, dacă am două, asta e cât asta, și asta e cât asta, este figura romb? Nu. Te-a spus nu. Cum? I-am întrebat, dacă astea două sunt egale și astea două sunt egale, figura e romb? Nu, niciodată. E paralelogram, nu? Nici. Nu-i nimic. A, că nu sunt două câte două. Nu-i nimic. Așa trebuie, nu? Iar eu zis asta. A, așa. Astea două și astea două. Nu-i nimic. Nu-i, nu are foarte rău. E patru la ter. Nu mai ai în minte chestia asta. Dar ce e ăla? Patru la ter. Un patru la ter, ca din două triunghi isoscele puse pe aceeași latură, pe bază comună, da? Ce-aș... Da? Ce-aș putea... Hai, secundă. Ce aș putea să spun este următorul lucru. În teoria spune așa, asta e cât asta și asta e cât asta. O puse să fii congruent două pe două. Numai 45, domnul profesor. Oprim și mai începem una, da? Da, da, da.